Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 18 aprilie 2024 și vreau să menționez ceva înainte de a începe să discut despre frigul ăsta al albinelor, oare îngheață albinele sau nu îngheață la 7 grade dacă ele sunt la urdiniș, clar că nu e nicio problemă, deci nu îngheață. Trebuie să menționez că nu mă gândeam că un canal de YouTube cu o vechime de 10 ani poate atrage atâția sponsori. După ce am făcut oferta, am fost năpădit de aceștia. Am făcut oferte la diferite magazine și au apărut acei sponsori pe care trebuie să-i împart pe categorii. Și pe aceștia îi găsiți în descriere, în linkurile respective. Poate găsiți ceva interesant. Bun, dar să continuăm. Deci albinele în această perioadă, toată lumea e frică, îngheață puietul, e frig. Păi dacă e frig, mă gândesc că la mine în zonă este destul de frig, adică am 7 grade, nu am zăpadă, nu am așa ceva, dar e răcoare. Ce poți să faci acum? Absolut nimic. Le lași în pace. Știu ele cel mai bine cum să se protejeze. Probabil cel mai rău lucru ar fi să îi administrezi sirop în această perioadă. Apa le-am asigurat-o la o parte din ei, dar la o parte nu. Ia să ne uităm la o colonie aici, să vedem, mă, ce face această colonie, a înghețat ea de frig sau n-a înghețat. Ne uităm un pic, ia să vedem. Și ce vreau, cea mai tare sponsor pe care l-am eu în descriere este cel de la Sănătate acolo, miere de manuca. Nici prin cap nu întrecea, deci nu sunt eu producătorul, sponsorul oferă aceste lucruri. Bun, ia să vedem ce fac albinele, mă. Ați înghețat, mă, albinuțelor. Eu mă gândesc, deci această colonie, la 7 grade afară, nu are cum să înghețe. Am albine până aici în spate, pe rama numărul 13, 14. Și e cald. Acum nu prea se deranjează colonia de albine, se lasă în pace. Lasă în pace, mâncare să aibă destulă, să aibă miere suficientă și totul este în regulă. Câteva zile o să fie rece, de mâine se mai îmblânzește, dar azi e rece tare, rece. Bine, era de așteptat că nu poate să țină doar vara în continuu, mai vine și frig și ce, cum să spun eu, albinele știu să-și gestioneze frigul, fiindcă eu în cursul nopților am avut 7 grade, 6 grade, 5 grade și ele au reușit să țină puietul fără nicio problemă. La urdinișe, ce se mai poate vedea în această perioadă este albine care mor în timpul acestei izolații, să zic așa, adică stau în stup, nu poate să iasă și atunci care mai mor le vor aduce la urdiniș. Din cauza umidității crește și riscul de puiet văros în această perioadă, să sperăm că vom evita în mare parte acest lucru. Bun, este un film scurt. Sper să nu fiți așa stresați de aceste temperaturi negative. Mai rău este că albina nu poate să mai culeagă, e prea frig. Pomii la mine s-au cam trecut, a mai rămas rapița și cam asta este, e ceva rapiță la vreo, să zic așa, vreo un kilometru jumate de mine. Flori pe câmpii, câte un pic,
Și de mâine voi veni cu alte lucruri mai interesante. Bun, până data viitoare, numai bine și nu uitați, dacă găsiți ceva de folosință în link-uri din descriere, accesați-le și puteți și comenta. Până data viitoare, numai bine!